Noroc au spart ăștia mașina bănci aici la noi să se mai audă ceva de orașul ăsta. Îmi place să filmez în orașe mici pentru că ai senzația că orașele respective se transformă în studio de, în studio de filmare. Cred că viața într-un oraș mic are, ca orice pe lumea asta, avantaje și dezavantaje. Sigur, dezavantajele este că la nelegiuiri oamenii se înțeleg mai bine între ei, comunică mai bine între ei, dar pe de altă parte pot spune că relațiile astea interumane, interpersonale sunt mult mai puternice în orașele mici, în care oamenii se cunosc, știu de unde să se iau unul pe altul, știe fiecare al cui este. Eu sunt domnul Adi. Tu ești Doru și el e Ionel, nu? Nu, e invers. Păi și ce am zis? Invers. Pentru Doru însă, personajul meu, viața într-un oraș mic este ideală, este perfectă, universul lui nu este niciun fel zdruncinat. Eu sunt născut într-un oraș mic, crescut într-un oraș mic, tot oraș de munte, Râmnicu-Vâlcea, care seamănă din multe puncte de vedere cu Piatra Neamț. Uneori îmi lipseau facilitățile bucureștene aici, la Piatra Neamț, dar liniștea de aici și faptul că am putut, după 20 de ani, cred, să mă duc să citesc o carte într-un parc, atunci când nu aveam filmare, mi s-a părut un lucru pe care îl mai făceam atunci când eram adolescentă, elevă de liceu. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult să filmez la Onești. După filmare, apoi cum plecam și mă plimbam pe străzile alea care erau aproape pustite, dar în același timp curate, cădeau frunzele, așa, nu știu cum să spun, a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. Mi-a plăcut mult. Bineînțeles, și Piatra Neamț, dar Piatra Neamț este deja o vedetă a Moldovei. Familia a fost, în primul rând, foarte încântată că se întâmplă acest proiect. A fost o coincidență că se întâmplă în orașul meu natal. Mare parte din filmări s-au filmat în Piatra Neamț. Mama, cât a putut, a ajutat și ea făcând tot felul de dulciuri pentru echipă. Tata a ajutat și el cu logistică, grătare. Mi se pare că e un orașel foarte cochet și foarte cald, foarte curat. Și da, îmi place foarte mult. Sunt și atașată emoțional de orașul ăla. Înainte de a începe filmarea la serialul nostru, am mai avut o filmare la Piatra Neamț, o întâlnire frumoasă cu acest oraș. Spre final aveam impresia că stau acolo de veșnicie, că orașul se transformase pentru mine într-un platou de filmare. Am observat și la Onești chestia asta, că oamenii sunt foarte entuziasmați de prezența echipelor de filmare și chiar e îmbucurător faptul ăsta că platourile de filmare se mută și în provincie. Voi sunteți eroi acestui orășel sărac. Toată lumea are nevoie de bani, iar voi ne-ați ajutat pe toți. Uite, eu, de exemplu, sunt foarte mândru de voi. HBO Go. Serialele tale preferate online.